O urmărire ca în filme s-a terminat tragic pentru o femeie de 31 de ani din Argeș. Aceasta a fost împușcată din greșeală de polițiștii care încercau să oprească mașina în care se afla femeia. Întâmplarea s-a petrecut azi noapte când polițiștii din Corba au observat o mașină a cărui șofer se afla în stare de ebrietate. Bărbatul nu a oprit la semnalul agenților, așa încât polițiștii au pornit în urmărirea mașinii. După efectuarea somațiilor legale pentru imobilizarea autovehiculului, unul dintre polițiști a executat două focuri de avertizment în plan vertical și încă patru asupra autoturismului. Au spus polițiștii din Argeș într-un comunicat de presă. Nici focurile de armă nu au fost suficiente pentru a-l opri pe bărbatul care conducea mașina. Polițiștii au reușit să-l rețină pe șofer abia după 15 km când acesta a ajuns în fața casei sale. Atunci polițiștii au observat că din mașina a ieșit o femeie rănită prin împușcare. Victima a fost de urgență transportată la spital și operată. Din primele investigații se pare că unul din gloanțele trase asupra mașinii a intrat prin și a perforat scaunul și a lovit pasagera. Cartușul a trecut prin toracele victimei și a atins o coastă. Șoferul mașinii a fost amendat și s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui unui autovehicul sub influența alcoolului. Concomitent, parchetul tribunalului Argeș anchetează acum condițiile în care femeia a fost împușcată.